Da, mă, da, Bătiniș. În oraș? A avut cancerul. A, Angelica, ce le fac? Da. Dar Angelica vă spun că e bine, apropo. Super. Mult mai bine, da, ai mai vorbit cu ea, nu? Da. Avem o doamnă care a fost la Pătiniș și are cancer. Am stat mai mult de vorbă cu ea și... De sân. Da, de sân. Și... Ne mulțumim pe partea bărbătească. Tot timpul a dus o luptă cu bărbații, cu fratele, cu soțul, chiar și cu tatăl. Și chiar și cu tatăl am stat de vorbă. Și chiar și cu mama. Pentru că mama era propriul ei program. Și am spus, îi spuneam atunci la Pătiniș, vezi din programele care sunt și vezi că trebuie să le pui în comportament să le accepti, că atunci te vei vindeca ușor, ușor și fii iubire, fii bucurie, pentru că pune pace. Comportament, pace, iubirea și bucuria. Să știi că am înțeles cât de cât ceva, că nu mai este așa. Toate programele s-au transmis de la mama. Și acum și ea se uită pe toate filmulețele astea noastre. Și vreau să vă spun că cancerul de orice fel se face atunci când urăm. A recunoscut cu gura ei, stând de vorbă, că ura toate persoanele de sex bărbătesc din viața ei. Și acum de ce era teamă? Era teamă că vrea să în viața asta cât mai trăiește, să aibă acceptare, iubire, ca să nu transmită fetei ei programele, pentru că și-a dat seama că le transmitea și fetei programele. Și o vrea și pe fată. Și vreau să vă spun că chiar este bine, spuneam acum... Am fost surprins la masă, deci ești la masă, trebuie să fii puțin în pace acolo, la masă. Ea critica pe tată, pe frate, pe soț, pe toți bărbații care... Deci vorbea continuu și critica continuu. Și a zis, vai de mine, asta este boala, asta este critică. Deci ea trăia într-un iad al neacceptării celuilalt. Ură este cancer. Când începi să urăști, că urăști pe Dumnezeu care e în față, că în fața ta nu e o ființă, un om, este divin, este divinitatea. Tu urăști pe Dumnezeu. În momentul în care te iei la trântă, cum spune Marius, cu Dumnezeu și urăști... Cu sursa. Exact, cu sursa creatoare de viață și nu accepți pentru că e nemulțumirea ta. În momentul în care ești nemulțumit de viața ta, ești nemulțumit de Dumnezeu, de ceea ce ți-a dat. Atunci când ești nemulțumit, automat, că ți se ia. Și când de fapt... Totul vine din faptul că noi numim invers lucrurile. Ea numea suferit neplăcere care îi venea din față, din ceilalți și nu putea să accepte un lucru rău. Când, de fapt, prin bărbații respectivi, Dumnezeu încerca să-i vindece sufletul și să o apere de cancer, pentru că toate neplăcerile respective au ca, întotdeauna neplăcere, au ca dar să te apere de o boală gravă, de o pierdere, de un lucru neplăcut din viața ta. Deci ăsta este rolul neplăcerii și a bolii. Și în momentul în care pierdem un organ, este un nivel de energie foarte scăzut acolo și se scoate acel organ de pe acea... Iar boala este, de fapt, faza de vindecare. În momentul în care a apărut boala, necazul, neplăcerea, suferința din față, este exact, a trebuit să te bucuri. Sufletul se bucură la maxim. Trupul suferă dar, și ego-ul suferă, dar sufletul se bucură, se eliberează de ego. Este soluția cea mai bună. Deci avem nevoie de neplăceri ca de aer. Fără neplăceri nu putem să supraviețuim sau să ne dezvoltăm. Pentru că nu putem să fim constant în iubire. Nu putem să lăsăm mereu. Dar în momentul în care lași mereu cele ale tale și nu vrei binele tău, ci binele celuilalt prima dată, întâi, atunci nici o rău nu mai poate să vină la tine și nici o boală. Deci vindecarea, asta ar fi soluția. Să nu cauți binele tău niciodată. Dar noi nu vedem corespondența. Din cauza asta ne supărăm când ceva pierdem, când cineva ne ia ceva, ceea ce este al nostru, când pleacă ceea ce ne place nouă, când nu putem să avem ceea ce dorim, când nu suntem iubiți, când de fapt de neiubire n-ai nevoie să fii iubit, ai nevoie să dai iubire. În măsura în care ai dai iubire, vei primi iubire. Dar dacă nu dai, cum să vină ceva la tine? Nu poate să vină la Dumnezeu, trebuie să dai tu întâi. Deci mereu trebuie să dai și să dai la infinit. Și atunci viața ta va fi frumoasă, nu știi când, nu știi ceasul, nu știi anul, poate să dureze foarte mult timp. Principalul este ca tu să dai
în orice situație, fără niciun fel de așteptări de la nimeni. Și atunci te unești cu ființa divină. Și fiind sufletul, ai toată siguranța că viața ta va fi minunată. Dacă ceva pe care ți l-ai dorit nu-ți vine din față, înseamnă că nu aveai nevoie de el. Să nu aveai nevoie de el acum, pentru că nivelul tău de acceptare nu e suficient de puternic. Și atunci te mai ține puțin, pentru că Dumnezeu v-a spus, face tot posibilul ca ție să nu-ți fie bine, pentru că prin neplăcerile care ți le trimite din față, El te ține mereu în sufletul divin. Și îți dă energie și viață, sănătate și fericire. Deci exact, totul pornește din faptul că noi numim rău, de fapt salvarea noastră. Când Dumnezeu trimite un om care te necăjește, omul acela s-a dus, cum ai spus și tu, Maria, s-a dus până la divin, a primit o poruncă, exact cum a pățit Shakespeare. Shakespeare când scria, nu scria din mintea lui, ci avea un înger care se ducea la Dumnezeu, se dea la discuții acolo, primea indicații și venea și inspira. Toate cărțile lui Shakespeare sunt inspirate. Dar același lucru îl face fiecare om. Se duce, primește în ordin și vine. Deci, vă dați seama că acel om care ne necăjește, face o lucrare dumnezeiască. Ar trebui tot respectul. În plus, noi suntem la vamă atunci. Suntem exact la vamă. Și la moarte intrăm prin vama respectivă din nou. Ni se arată prin ce încercări am fost trecuți. Și dacă nu le trecem, acolo rămânem. Deci lucrurile sunt foarte serioase, foarte grave. Nu știu, ar trebui un fel de responsabilitate. Cineva mi-a spus că moartea morții și desăvârșirea lui Egea ar trebui toți să o citească, pentru că este o carte de căpătii, ca să vedem ce ne așteaptă dincolo, ca să știm în cunoștință de cauză ce alegem. Că nu este de glumă tot ce facem noi aici și toate alegerile noastre se socotesc și înseamnă ceva. Noi am venit aici pentru dincolo și dacă nu facem tot efortul ca să putem să ne înălțăm, noi ne riscăm veșnicia. Riscul este maxim. Să ne povestească despre îngeraș. Îmi închipui pe îngerașul meu atunci că... când fac câte o prostie și el îți spune, de exemplu, uite, ia-o pe acolo, că ăla e drumul bun și tu ești în somn cu ei pe acolo, când pe acolo crezi tu. Îmi închipui cum îngerașul, cum stă el aici, să zicem așa. Ia spus-o, ia așa, nimic te lasă, ia face. Eu îi zic să zică una să facă alta, ea face alta. Și zic, o, Doamne, cred că îngerașul meu a făcut pe ea. Dar îngerii de cât ne ajută în anumite situații, dar nu intervin deloc, decât în anumite situații. Deci ei nu fac așa niciodată, pentru că îngerii ne lasă și intervin numai în situațiile foarte critice ale noastre de viață. Dar... și atunci amplifică durerea. Exact. Îngerii nu fac asta niciodată. Foarte rar, foarte rar. Te lasă în pace. Deci ce fac îngerii? Amplifică durerea? În momentul în care te lasă să faci ceea ce vrei, tu vei vrea cel mai mare rău posibil pentru tine. Pentru că funcționezi ca ego. Întotdeauna omul nu-și caută bine, el caută o nefericire și mai mare, o durere și mai mare. Și nu se oprește niciodată decât după ce suferă. După ce suferă, deci se umple de durere și se satură, cum spunea Florentina, că două ore a suferit și a plâns pentru că a crezut că celălalt i-a făcut ceva, după care și-a dat seama că de fapt a venit din ea și a mai plâns două ore. Așa până când s-a săturat. Când s-a săturat ego-ul, s-a așternut liniște și o pace deosebită, pentru că și-a dat seama că nu are niciun fel de rost. Deci pentru ego nu contează tema. El poate să inventeze orice fel de temă, el caută nemulțumiri în orice mod, la oricine, uite cum arată ăla, uite că nu e bine îmbrăcat, uite-te cum arată, n-are fustă, n-are... Deci ceva va fi nemulțumit. Și face asta continuu. Deci noi trebuie să fim foarte vigilenți și treji și să observăm ce teme ne vin din interiorul nostru, ce gânduri, și să vedem ce... să nu le dăm drumul la gândurile care înseamnă o nemulțumire, o critică, o acuzație, o aruncare vine pe celălalt, că nu sunt adevărate.
judecată, sunt ale noastre. Reproși sunt ale egoului și noi nu suntem acela. Deci trebuie să ne păzim de ego, pentru că în clipa respectivă se trezește și vrea o porție de durere. Și pe cine prinde de lângă el, pe ăla, de ăla se ia. Și începe să se certe cu el, să găsească cusuri și critici și îl atacă. Mircea știe foarte bine lucrurile acestea. A experimentat. Ne spui și nouă experiență foarte frumoasă. Când... A bine, cea. Da, soția când spunea, iar te duci la Marius, că eu sunt maestru tău. Ia, cum spune? Deci, și asta m-a corectat. Că din nou, atât au fost. Era o frază care la început mă deranja. Acolo m-am dat seama că exact cum spune Marius este salvatoare. Îmi spunea, măi, dacă tot ești în căutare, ca să începi să înțelegi fenomenul, ține minte ce spun eu sunt calea, adevărul și viața ta. Și dai seama că imediat tendința e să reacționezi, cum să spui așa ceva, că Dumnezeu e? Nu. Mi-am dat seama pe urmă că o spunea tot spre binele meu, ca să învăț că, într-adevăr, așa este. Deci ceea ce mă deranja trebuia să facă mie un bine, să înțeleg. Deci era o cale, dar pornit către mine. Adică lucruri care te șochează, care vin exact de la persoana iubită. Și devin minunate. Pe când am înțeles asta, s-a stopat. Bine, multe chestii. Dar și acum ai venit tot dată, uite, un abandon de sine care a schimbat o situație de viață, da, o posibilitate, care a schimbat-o imediat. Că noi schimbăm situația de viață în funcție de atitudinea de ea. Poți să spui? Zice, unde te duci, mă? Vreau să spun și mă. Păi zic, mă duc și eu cu cineva, uite, acolo e o relație bună pe care învățăm niște lucruri bune, benefice. Zice, mă, nu, lecția este aici, am niște acolo. Zic, bine, dar indiferent de ce spui, eu tot o să plec. Și începeau tensiunile și totdeauna în cuvnare, vă dați seama ce înseamnă până veneam acasă, ce tensiuni erau, că veneam acasă și mai mari. Și acum, la ultima plecare, e același lucru. Zic, vezi, îți spun de înainte ca să știi că o să plec la Baia Mare, cu Marius. Zice, nu, cred că trebuie să schimbi această mentalitate, nu o să pleci nicăieri. Și a doua zi mă duc și spun, draga mea, ai cu dreptate. Chiar că nu cred că o să pot să mai rup, pentru că, în primul rând, consider că e mai bine ce ai spus tu și, în al doilea rând, probabil că și serviciul nu o să-mi permită și, oricum, eu sunt liniștit că dacă merg ei acolo, o să fiu și eu, dacă vor mă. A stat, n-a zis nimic, s-a șurcat și a doua zi înainte să plec, zice, auzi, ce crezi că ai avea nevoie ca să pleci? Ce s-a creat? Așa, a venit și înainte de plecare, zice, ai cupăre pe toți, că, zice, suntem liniștit, poți să mergi liniștit. Pentru prima dată. N-am păsit asta niciodată în viața lui. Ce fain. Deci în momentul în care ai renunțat la el, în clipa respectivă s-a schimbat situația de viață. Sunt experiențe care treci până aici. Dacă reușești să le observi, să le vezi, sunt într-adevăr limitare. Practic, adică schimbarea ta produce o schimbare în masă. În tot universul, practic. Noi îi vedem rapid lângă noi, pentru că acolo e schimbarea bruscă, dar el se petrece schimbarea în tot universul. Așa este, ia peste la... Cum spuneau, că o batere de aripi fructări în Brazilia produce modificări în tot universul, tot spațiu. Deci chiar este fizică cuantică aici, aplicată. Este minunată. Referitor la boală, eu până acum 2 ani și jumătate am luat Eutirox de 100, tiroidă Hashimoto, noduri și așa, și sunt ok, nu mai am nimic și sunt bine. Pentru că m-am schimbat eu, sigur, eram extrem de ancorată în realitățile acestea cotidiene, dar mă duc la de nu aveam probleme. O grămadă de. Și sunt de 2 ani și jumătate, n-am înghițit nici o capsulă. Dar a schimbat și modul de... Exact, da. Da, deci se poate. Deci boala ce face? Te duce în zero, adică te decuplează de eu, că nu te mai interesează, vrei să supraviețuiești. Apoi vin medicii și îți fac ceva, dar nu medicul și medicamentele te vindecă, ci faptul că tu te-ai desprins. S-ai schimbat așa. Și te-ai făcut așa. Că boala și-a făcut lucrarea. Și pe urmă am zis că da, pot și fără boală, dar eu pot să fac orice. Și uite ce lucru frumos. În măsura în care tu omul se desprinde de cele ale lumii, în clipa respectivă vine un medic și Dumnezeu, prin mâna acelui medic,
face ca operația să fie reușită, sau medicul care sugerează o medicație, îți dă medicația cea mai potrivită, că în spate este divinul, dar divinul ce? Detașarea ta. Deci dacă nu te detașezi, n-ai cum să fii susținut și ajutat. Deci rezolvarea tuturor situațiilor de viață, inclusiv acestea de relații familiale, se fac prin desprindere. Pentru că tema este una singură, când avem suficientă iubire, nu avem energie. Și atunci vine neplăcerea ca să ne încarce cu energie. Deci ea vine să ne salveze viața, nu să ne omoare. Și noi că zicem că omul acela nu mai e imposibil și mai putem să stăm cu el. Nu este adevărat. El a fost trimis de Dumnezeu, s-a dus până la turnul Tatălui Ceresc. Deci importanța este maximă, că Dumnezeu l-a chemat, ia vin la mine să-i faci lui ăsta ceva. Vine acolo, primește un ordin și îi se spune ce să facă, sufletul vine înapoi, intră în trup și după care, dar face lucrul ăsta în fracțiune de secundă. Adică omul, spre exemplu, îl ai în fața ta, dar deodată ai o clipă în care vezi că nu mai este atent. Sufletul i-a plecat, a primit ordin și a venit și pe aceea te-a deranjat. Deci nu este el de vine niciodată, în toate, prin oameni Dumnezeu ne vindecă sufletul. Când înțelegi lucrul acesta și nu mai reacționezi, vine vindecarea. Păi și în Iisus, ați văzut filmul, măcar filmul, dacă n-am citit Biblia, ați văzut că Iuda îl vinde pe Iisus, da? Păi dacă nu era Iuda și nu se împlinea propriu-zis lucrarea lui Iisus, programul care îl avea. Și atunci a trebuit să fie Iuda, a trebuit să vină unul care să-l pună pe cuiele alea, să pe cruce. Adică toate astea s-au întâmplat cu voie divină și toate astea se întâmplă și atunci totul e cu voie divină. Nimic nu e în... Diavolul ca diavolul, dar ce ne facem fără el? Deci avem nevoie. Păi i-a și spus că nu poate să fugești la lui stăpân. Adică stăpânul ego sau stăpânul, nu? Așa. În general, cred că ați înțeles, lucrurile sunt simple, dar nu sunt cum vrem noi. Pentru că întotdeauna vrem cu un ego care întotdeauna vrea prost. Adică el nu ne vrea bine, el ne vrea rău. Și e neobosit, nu se termine niciodată, până în ultima clipă va face lucrul acesta. Și mereu trebuie să fim atenți, să nu ne păcălească, să nu ne... Că imediat ne dă, ne ispitește, arma lui cea mai puternică este ispita, plăcerea, satisfacția simțurilor și dacă nu are o soluție care se vină din față ca să obțină durere, o creează. Păi da, dar asta cine vrea tot mentalul, tot ego-ul și atunci nu vrem noi sufletul. Mereu să țineți minte de asta. Măi, sufletul meu nu vrea asta. Sufletul meu nu vrea nimic. Numai proiectare, un ego. Și ca să te păstrezi în suflet, trebuie să nu vrei lumea asta, lucru cel mai important. Pentru că caracteristica esențială a lumii se prezintă în fața ta sub formă de ispită, sub formă de plăcere și te prinde în orice mod posibil. Nu scapi, n-ai cum să scapi. Și în momentul în care, spre exemplu, ai puterea să te înfrânezi de la cafea, de la țigări sau mai știu eu ce, înseamnă că sufletul tău este mai important și nu ai nevoie în viitor de drame personale, de catastrofe, de pierderi mari ca să poți să îți conservi viața. Altfel vor veni de la o simplă patimă pe care o conservi în timp, vor veni neapărat lucruri care să te desprindă. Pentru că patima aceea nu vei accepta să o pierzi, când cineva din față va veni să te deranjeze, îl vei ataca. Omul atacă cu atașamentul de patim, de plăcere. Când am fost la Brașov și am văzut o ceartă între o doamnă și un băiat, așa, fără rost, mi-am dat seama că doamna respectivă avea două patimi, fumat, țigări și țigări și băut de cafea. Și imediat mi-a venit în cap, e vorba de plăcerea ta, cu înseamnă plăcerea ta, atașament de plăcere. Și nu ai cum să-l oprești dacă nu oprești patima. Deci întâi trebuie să oprești patima ca să scadă orgoliul și să se restaureze situațiile de viață. Și situațiile de viață erau neplăcute în intimitatea ei. Deci asta este soluția. Am fost întrebat la prima misiune la care am fost, la Antena Stars, eu de ce nu pot să am aceste calități sau aceste experiențe pe care le aveți dumneavoastră? Și am zis că toată lumea poate să aibă asemenea experiențe. Dar trebuie să facă două operații foarte neplăcute
cărora nouă nu ne place să le luăm, să le facem. Prima operație este să dăruiască mai mult binele său celorlalți, cu ei place. Și a doua operație este să scadă mereu importanța trupului său. Adică, prin orice mijloace, trupul tău trebuie să nu faci totul pentru el. În măsura în care reușești să nu faci totul pentru trup, atunci sufletul tău e puternic și vei fi liniștit și vei avea o viață frumoasă și toate lucrurile vor fi aranjate. Pentru că frumusețea relației în familie sau a vieții noastre este dată numai de prezența divină. Adică prezența divină înseamnă să ai acel gol în sine, gol de tine însuți, ești cel mai tare, pentru că este prezent Dumnezeu. Și când El este cu tine, ai cea mai mare și mai puternică apărare, niciun caz nu poate să vină la tine. Și soluția asta este soluția care se manifestă acum la pandemie. Este o soluție individuală, să faci gol în tine, adică să te înfrânezi la lucrurile care sunt patim, că altfel o pățești. Adică vaccinul chiar va fi activ și cunosc un caz din acesta, de prin jurul meu, în care cineva care, ca și comportament și înțelegerea vieții, este foarte atașată, o doamnă, poate atașată de materie și gândește să câștige cât mai mult, să aibă și o formă de lăcomie cumplită și zgârcenie. Și toți din familia ei caută funcții cât mai sus în servicii, în SPP și mai departe. Și își caută plăcerile, pentru că concepe viața ca o continuă adăugare de plăcere la trupul lor. A făcut AstraZeneca și după o lună de zile s-a trezit de, s-a negrit toate, ceea ce înseamnă AVC. Da? Deci, asta este riscul. Omul când caută binele său mai mult decât are nevoie, riscul este ca tot ce vine din față poate să fie o calamitate pentru el, un dezastru. Poate să-și piardă viața oricând, pentru că nu este viabil. Este exact ca în să zic, în pădure, unde, cum să zic, animalele care sunt mai, nu au putere de viață, sunt supuse extinției. Deci omul care este orgolios, el își riscă viața foarte, foarte ușor. Sau cel atașat de plăcerile vieții. Pentru că prin locul respectiv el pierde energie vitală. Deci noi nu avem voie să punem nimic în viața asta pe primul plan, nici măcar copiii, nici soții, nici soția, nici bani, nici serviciu, absolut nimic, că le vom pierde și ni le ia. În momentul în care trăim o viață dezinteresați de ea, adică să nu facem totul pentru ea, să mai și lăsăm, să mai și uităm, să fim așa ca niște oameni distrați, să ne bucurăm, adică mai mult să ne bucurăm decât să ne urmărim teme.